De ce atrag doar persoane care mă tratează urât? Consider că răspunsul se aplică atât femeilor cât și bărbaților. Sistemul tău nervos nu produce, în acest caz, efectul pe care tu îl numești iubire în preajma persoanelor care nu te trimit în răspunsul de luptă sau fugi. Când întâlnești pe cineva pe care nu simți nevoia să îl urmărești permanent ce și cum face, când acea persoană nu te face să te simți ca și când trebuie să-i câștigi dragostea, când descoperi o persoană care nu joacă jocul puterii sau alte jocuri de manipulare din relație, atunci acea persoană nu-ți creează anxietatea cu care ești obișnuit. Tu ești obișnuit cu cineva care să fie consecvent în a fi prezent cu tine câteva zile, două, trei, și apoi să se retragă 5 zile, de exemplu. Când întâlnești pe cineva care nu face asta, nu o simți ca și dragoste, pentru că nu ai definiția internalizată că iubirea poate fi și așa. Pe semne că și părinților tăi a trebuit să le demonstrezi că meriți să fii iubit, a trebuit să joci jocuri de manipulare ca să primești ceea ce doreai și te-ai învățat de mic cumva că asta înseamnă iubire. Ai de schimbat niște definiții și puncte de reper din interiorul tău ca să poți atrage în viața ta persoane care să te trateze frumos și tu chiar să poți aprecia asta știind că meriți, că poți fi tratat și astfel și chiar să te și bucuri de un astfel de tratament. Dacă ai nevoie de susținere în procesul tău de transformare interioară, contactează-mă în privat. Sunt Elena Paula Știbei și te susțin să-ți creezi corpul și viața pe care le dorești.